apar informații de ultimă oră privind testarea anticovid-19 în școli. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a explicat că procedura este simplă, non-invazivă, ea putând fi efectuată atât de personalul medical cât și de cel non-medical în urma unei instruiri. Andrei Baciu a explicat în cursul serii de joi primele informații esențiale despre testarea anticovid-19 în școli. Potrivit oficialului pentru recoltarea probelor, va fi folosit o altă metodă diferită de cele clasice tocmai pentru a elimina orice risc de disconfort. Pentru moment, Ministerul Sănătății lucrează la protocol, acesta fiind transmis către unitățile de învățământ în momentul în care se va finaliza. Se lucrează la nivelul Ministerului Sănătății pentru a finaliza tot protocolul, iar forma finală va fi comunicată imediat ce proiectul va fi gata. Vorbim de teste de salivă non-invazive. Metoda de recoltare se va face diferit în absența unui disconfort. Vorbim și de posibilitatea ca aceste teste să fie făcute și de personal non-medical, bineînțeles, în urma unei instruiri, astfel încât procedura să se facă corect și rezultatul să nu fie influențat de maniera de testare, a spus Baciu. S-au achiziționat aceste teste, procedura e în curs, ele vor ajunge în școli și se va stabili o cadență de testare. Testarea efectivă va fi efectuată de personalul medical, acolo unde există în rest vor fi instruite cadre didactice în interiorul fiecarei școli. Nu este o procedură medicală, a adăugat el. Întrebat dacă profesorii pot să refuze testarea, Baciu a răspuns. Noi pregătim acum modalitatea generală prin care această testare să se desfășoare. Va fi o procedură foarte clară, ușor de înțeles și ușor de aplicat pentru oricine. Când o să avem gata, o să comunicăm, dar nu este sofisticată. Îi vom instrui pe toți cei care vor să facă această testare, a adăugat Baciu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a domnului pandemia este să identificăm cazurile pozitive. Acest lucru se face prin testare. Mai nou avem această modalitate făcută pentru unitățile de învățământ, tocmai pentru a se putea desfășura o manieră sistematică, lucru care ar fi fost mai dificil utilizând Testele clasice. Avem un test mult mai simplu care are altă sensibilitate și specificitate, și din acest motiv, orice test pozitiv va fi dublat de o testare clasică. Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să facem pregătiri speciale pentru că nu este o chestiune super sofisticată, a adăugat el.